acum la cel de-al doilea mare pilon din educația deschisă, cursurile online masive deschise, fenomen care a început în 2008 cu cei pe care i-a menționat, George Simmons și Stephen Jones, doi canadieni, care în timpul unui curs formal derulat la universitate au deschis acest curs participanților interesați din întreaga lume, cursul derulându-se pe multiple platforme, participând la crearea conținutului, participanții aceștia distribuiți în întreaga lume. Scrind pe bloguri, pe Twitter, pe wiki-uri, totul fiind agregat prin intermediul RSS-urilor, având o serie de invitați care participau prin webinarii. Deci a fost primul astfel de curs în care participarea a fost deschisă tuturor. Ei, reținem că universitățile, în număr foarte mare, își deschiseseră deja conținutul și au început să dea un ritm parcurgerii acestor conținuturi, așa încât au apărut noi startup-uri sau unități care s-au desprins din universitățile în care au activat la început, noi platforme pe care se derulează acum cursuri online masive deschise. Cele mai cunoscute sunt platformele americane, edX, Udacity, Coursera, iar proiectul european cel mai cunoscut este FutureLearn, în care în 2015 vedeți că s-a derulat cel mai masiv curs masiv de până acum. Și în slide-ul anterior aveam două directoare unde putem să găsim cursuri din acestea masive la care putem participa. Pot să fie cursuri masive gratuite, individuale, sau pot să fie grupate în micromastere sau specializări. Sunt o serie de proiecte europene din zona aceasta a cursurilor masive și aici în Europa, din cauza background-ului atât de variat cultural, se acceptă că la cursurile masive participă un număr de cel puțin 148 de persoane, numărul lui Dunbar, cel care ne spune că acesta este numărul de oameni cu care putem să avem efectiv legături directe. Am vorbit despre resurse, am vorbit despre cursuri masive, bineînțeles că cel care le dă viață, cel care învață folosindu-le și cel care integrează după aceea comunitatea de colegi, de studenți, de elevi, este educatorul deschis. Am încercat să dau aici o definiție a acestuia și observați că activitatea unui educator deschis intervine în toate elementele de derulare a unui curs, nu neapărat un curs online, un curs pe care îl țină la universitate sau la școală, din partea de proiectare, după aceea de creare de conținut, de predare și de evaluare a învățării. În această perioadă, pe toate platformele de cursuri masive, vom găsi cursuri speciale care vin în sprijinul celor care au făcut o tranziție bruscă la a preda online, poate neavând o experiență anterioară mare. Și este bine să încercăm ca acum, când facem și o evaluare a celor pe care le știm, a ceea ce trebuie să învățăm, să încercăm să participăm în cursurile acestea, cel puțin să trecem prin modulele care sunt noi și interesante pentru noi. Iată, la FutureLearn este un curs despre cum să predai online, la Khan Academy, foarte mult acest portal folosit de profesorii dintre universitari, un curs în care învățăm despre storytelling, despre alta povestirii și am dat aici un screenshot cu traducere automată în limba română, pentru că de multe ori în discuțiile pe care le-am avut cu profesorii mi-au spus că da, aceste resurse sunt minunate, sunt de calitate, dar sunt în limba engleză. Foarte simplu putem să le traducem și mai bine este dacă vom încerca să facem traducere colaborativă cu colegii, cu studenții, cu elevii noștri, pentru ca ele să fie după aceea accesibile mai departe.
Și un alt curs este al unei profesoare de la Yale, Lori Santos, care ne învață cum să fim rezilienți, echilibrați în această perioadă. Un curs foarte de succes, început acum câțiva ani, care a fost adaptat pentru această perioadă, pentru că înainte spunea că conectarea socială este un punct important și acum ne învață totuși să știm să fim echilibrați, chiar dacă suntem departe ca distanță, dar aproape online de colegii și studenții noștri.